Bine ați venit la Clagemauă TV. Istoria morții creierului. Secole de-a rândul a fost valabilă următoarea definiție. Un om este mort atunci când inima și respirația sa încetează irreversibil, iar duhul și sufletul părăsesc corpul. Ca urmare, corpul se răcește, apar petele de mort, are loc înțepenirea cadavrului, începe procesul de putrezire. În anul 1968, în urma investigațiilor procuraturii, când un medic de transplant a fost acuzat de crimă, Comisia Ad Hoc Harvard a adus o nouă definiție pentru moartea unui om. Un om este mort atunci când creierul său este irreversibil mort. În limbaj de specialitate, această stare se numește coma de pase, respectiv comă definitivă. Este vorba despre un cadavru viu al cărui inimă încă mai bate și menține circulația sângelui. Corpul este complet alimentat cu sânge, temperatura corpului este normal și metabolismul are loc. De asemenea și creierul, chiar dacă a încetat să funcționeze, este alimentat cu sânge, nu este răcit și nu începe putrefacția. În SUA, în anul 2008, medicii de transplant au extins grupa donatorilor de organe, făcând astfel donarea organelor independentă de moartea creierului. Este vorba aici de pacienții care au suferit un stop cardiac, care ar fi putut fi reanimați. Cu toate acestea, în primele 2 până la 10 minute după constatarea morții, fără ca cineva să se mai obosească cu reanimarea, se trece la îndepărtarea organelor. În acest timp, corpul se află sub respirație artificială pentru ca organele să rămână cât se poate de proaspete. Oare când vom fi considerați morți în viitorul apropiat, pentru a ne putea fi extrase organele fără pericol de pedeapsă? Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm pe curând!